Nicule, tu nu mai tiși aia la furcămă de la remorcă? Nu, mi s-a sustras. Am înțeles. Nu-ți pierd găleata aia la voi. Mă uitam acum de cine e bun. E, dar nițel timp la ora. Să-mi dai numărul de telefon, că eu n-am numărul tău de telefon. Eu l-aveam pe ăla, te sun pe zero al fabricii și tu și nu răspunde ăla. Înseamnă că iar s-a închis. Poftim? Înseamnă că iar s-a închis. Ba, ce figuri. Ce face colega noastră? Da, vrea să facă ea, până acum n-a făcut avis. Da, zic, dacă nu i-am dat, dacă Lucia încă, el știe ce să facă, săracul. El știe ce să facă, are bunul simț și știe că aia e o gestiune și nu dau, adică trebuie atenție la ea foarte mare, că știu cum sunt alea. Tu de ce că ai zis, doar, păi până nu l-ai sunat pe domnul Valentin să-i spui că nu sunt eu la fabrică, domnul Valentin nu știa. Ia sună pe Valentin, îi zice, cred că m-aș descurca, ai zău. Păi dacă nu mă întreb pe mine, cum te descurci? Doamne, ferește, Lucian, n-am mai văzut așa ceva. Păi nu i-ai spus să nu se bagi acolo? Mi-a spus domnțica, mă, sunt acasă. Dacă am librarea în derol, vino, că vin. Eu nu sunt plecată de acasă. Când am venit eu la firmă, când a fost nevoie. Doamne ferește! În loc să-și vadă de drepturile ei acolo, că a greșit toate facturile alea, însă BP-ul ăla acolo, a venit Iuliana sâmbătă cu ea, în loc să facă treburile alea pe care le are ea de făcut acolo, ea umblă să facă alte treburile, să mai greșim și astea.
de tot pe, pe mal. De făcut acolo și în loc să le facă pe alea și bine,